Evenimentul îl evocă pe fostul mare portar buzoian și se află deja la cea de-a 8-a ediție. Vor participa 8 echipe formate din copii născuți după anul 2006, iar competiția va fi structurată pe două grupe, semifinale și finală. Anul acesta, organizatorii au programat și un meci de old boys înainte de finala competiției. Își vor da concursul cele mai reprezentative figure ale gloriei Buzău, jucători care au pus umărul la cele două promovări din 78 și 84. Am ajuns la ediția 8-a a memorialului de Cristian Alexandru, memorial la care participă copii născuți 2007-2008. Mă bucur că am mai prins și anul acesta pentru a putea organiza acest memorial împreună cu unii colaboratori, unii sponsori. La jocuri vă așteptăm mai ales la finale și în special la meciul de Old Boys. O să vedeți că chiar dacă au înaintat în vârstă, unii dintre foștii jucători încă mai au acele calități de a manevra balonul la bondă. Cristian Alexandru, buzoian Jet Beget, este portarul care și-a adus aportul la ambele promovări ale gloriei pe prima scenă fotbalistică. A apărut în sezonul 77-78 sub bagheta reputatului Ion Ionescu, an în care gloria reușea, după un parcurs de excepție, promovarea în divizia. Din 76 până în 78, unde sub comanda antrenorului Ion Ionescu, gloria Buzău a reușit prima promovare. După un periplu la Suceava, Cristian Alexandru revenea la Buzău și îmbrăca din nou tricoul gloriei. În sezonul 83-84, de data aceasta cu Gheorghe Constantin pe bancă, buzoienii reușeau cea de-a doua promovare. În perioada 83-84, Gloria a promovat din nou a doua oară în Liga 1, sub comanda lui Gheorghe Constantin. La Buzău se formează, într-adevăr, echipa, cum spunem noi, ne place să spunem în general așa, în fotbalul românesc, generația de aur a Buzăului. Cristi este unul din, hai să zicem, puținii fotbaliști în viața mea, salariat la Mișcarea Sportivă. Intrând mereu în curtea stadionului, aproape zilnic, din 74 până, aș putea zice, până în prezent, până în 2013, am avut și calitate de salariat. Cristi a fost unul dintre puținii fotbaliști cu un caracter deosebit. El, chiar dacă ne întâlneam prin curtea stadionului și nu eram atent, eventual eram grăbit, ne-a venit și o bună ziua să trăiești lucruri pe care foarte mulți nu l-au făcut și fotbaliști de ăștia de mare valoare. Unii mai sunt și pe acum prin curtea. Cei mai buni dintre puștii participanți la memorial vor fi premiați.